Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mă uitam peste adunarea Domnului, plăcut surprins și eu de numărul mare care a venit la cimitir și am observat că noi suntem oameni diferiți. Noi cei care stăm în picioare acum, diferiți. Și avem lucruri care ne diferențiază. Aspectul, pregătirea, averea, relațiile, astea sunt ale noastre, a celor care stăm încă în picioare. Dar pe sora Rahela, care o coborâm în groapă, o facem una cu toți cei dragi ai voștri care sunt îngropați. Aici nu mai sunt diferențe la cei care coboară în groapă. Și aici dumneavoastră aveți părinți, aveți prieteni, aveți frați, aveți surori. Eu din copilăria mea am prins la adunare pe părinții dumneavoastră care acum se odihnesc și ei sub glie. Ei sunt egali. Un scurt cuvânt de învățătură aș vrea să avem pentru toți și am rămas cu gândul la predica foarte explicită a fratelui Cătălin, care vorbea de anumite temeri omenești. Oamenilor le este teamă. Când se nasc copiii, am auzit că le teamă de zgomete, le teamă de căderi în gol, iar pe parcurs alte temeri ne inundă pe noi. Gândindu-mă la frica aceasta, eu am văzut că frica are rădăcini vechi. Frica o întâlnim în Eden. Să spunem că frica vine din rai, parcă nu sună bine, dar acolo întâlnim frica. Prima dată cuvântul de frică, acolo s-a rostit. Când Dumnezeu în răcoarea dimineții căuta părtășia cu Adam, Adam nu s-a mai prezentat la întâlnire. Și-a întrebat Dumnezeu, Adame, unde ești? M-am ascuns pentru că mi-a fost frică. Frica este urmarea păcatului. De aceea oamenii acumulează tot felul de temeri în viața lor. Pentru că frica își are originea în păcat. În momentul când Adam a păcătuit, a văzut că este gol și a fost năpădit de frică. Ei bine, din 6.000 de ani, oamenii caută să scape de frica aceasta. Ni s-a spus acasă că unii reușesc și în fața morții stau cu demnitate, aproape așteptând ziua plecării de aici, iar alții sunt cuprinși de o groază teribilă. Ceva în fața morții îi face diferit. De 6.000 de ani, oamenii încearcă să scape de sentimentul acesta de frică. Și în pasajul care ne-a fost citit, au venit la Mântuitorul Iisus niște oameni și îngroziți au raportat un eveniment care efectiv i-a speriat. Adică niște galileieni credincioși în felul lor s-au dus să aducă jertfe. Iar capriciosul ăsta de Pilat, într-un acces de furie, a scos sabia și i-a omorât. Și marturii s-au îngrozit. Au fugit la Domnul Iisus și i-au povestit. Uite ce a făcut Pilat! Domnul rămâne calm, rămâne lucid și le dă un răspuns la care noi nu ne-am fi așteptat. Credeți voi că acei galileieni uciși cu sabia au fost mai răi decât toți ceilalți? Eu vă spun nu! Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Întâlnim în pasajul acesta o altă trimitere înspre moarte. Sau credeți voi că acei 18 peste care a căzut turnul Siloamului au fost mai păcătoși? Eu vă zic nu! Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel.
De aici am înțeles eu că oamenii se împart în două categorii. Unii care își ridică turnuri, care stau la umbra și sub zidurile lor, adică oameni care, ca și cei de, ce au vrut să zidească turnul Babel, să ne facem un turn, vârful să ajungă până la cer. Oameni care se încred în forțele lor. De-a lungul istoriei au apărut fel de fel de curente din astea și curentul umanist în care îl pune în centru pe om realizările lui, posibilitățile lui, dezvoltarea lui și nu cred în Dumnezeu. Sunt oameni care se încred în ei. Oamenii aceștia mândri își înalță turnuri crezând că prin puterea lor, prin înțelepciunea lor, vor atinge odată cerul. Alți oameni aduc jertfe. Ei recunosc dumnezeirea. Ei recunosc o putere superioară și caută să îmbuneze această putere mai presus de puterea omenească. Și încep să aducă jertfe. Frații mei, dragi creștini de aici din Podem, Biblia are un singur răspuns pentru amândouă categorii. Și este foarte clară. Nici jertfele, nici cheltuiala noastră, nici eforturile noastre nu pot să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Nu pot să abată mânia lui Dumnezeu de la noi oameni. Nici posibilitățile noastre, nici aroganța noastră, nici super dezvoltarea civilizațiilor noastre nu îl pot scoate pe Dumnezeu din ecuație. Soluția pentru toți este una și aceeași. Și soluția asta, care nu place multora, care deranjează pe unii, se cheamă pocăința. Și Domnul spunea, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. După ce te-ai pocăit, au valoare și jertfele, are rost și cheltuiala, are rost și sacrificiu, dar unii caută să-și plătească păcatele lor nu prin pocăință, ci prin cheltuieli, prin anumite jertfe care să le aducă la Dumnezeu. Avem oameni care plătesc penitențe, avem oameni care fac sacrificii umane de neimaginat, oameni care înconjoară în genunchi, mănăstiri pe pietriș. Am vorbit cu astfel de oameni, doar și-or plăti păcatele. Păcatele omenirii sunt plătite într-un singur fel, de sângele Domnului Iisus Hristos. Oamenii au acces la Dumnezeu prin metoda, prin recomandarea, prin sugestia care o dă Domnul, prin termenul de pocăință. Eu aș dori în aceste scurte cuvinte să vă spun tuturora, să vă îndemn. Oameni buni, haideți să ne pocăim cu toți. Și acei care spunem că suntem pocăiți, să ne pocăim mai bine, că fiecare are nevoie de pocăință. Pocăința nu e o serie de penitențe. Pocăința nu e numai o disciplină bisericească. Pocăința nu e numai un regret. Pocăința are din toate câte ceva. Dar degeaba eu am un regret pentru păcatele mele și a doua zi le fac iară. Nu? Degeaba eu bat niște mătăni, 100, 1000 dacă vreți, pentru că am greșit și mâine repet greșeala. Pocăința este altceva. Este o înnoire a minții. Este o hotărâre interioară pe care o ia omul și e pusă în practică. În Vechiul Testament, unde apare termenul de pocăință, acolo evreii știau ce au de făcut. Pocăința însemna că trebuie să faci ceva. În Noul Testament, când apare de termenul de pocăință, în Roman 12:2, înseamnă o înnoire a minții, o hotărâre interioară. Luat împreună aceste două împrejurări, acești doi termeni, din Vechiul Testament și din Noul Testament, pocăința înseamnă o hotărâre interioară, dar pusă în practică în exterior. Vă dau un exemplu. Spune Biblia că un tânăr
plecat din casa tatălui său, în fiul risipitor, o cerut partea de afere și o cheltuit averea, s-o destrăbălat, o ajuns foarte rău. La un moment dat și-o venit în fire și-o spus, în casa tatălui meu, atâți argați au belșug de pâine și eu se mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, îmi voi mărturise păcatul. Și Biblia, următorul verset spune, chiar în ceasul acela s-a sculat și a plecat. Eu vă întreb, dacă băiatul ăsta lua o hotărâre interioară, dar nu pleca la tatăl său, avea viață? Avea iertare? Nu. Deci pocăința e o hotărâre interioară, dar transpusă în practică în afară. Doresc pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. În fața primejdilor, în fața mâniei lui Dumnezeu, în fața tributului care trebuie să-l plătim noi, nu există altă șansă, nu există altă metodă, pentru că păcatele noastre au fost plătite de Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus. Iar noi mergem la jertfa de pe cruce, acolo avem iertarea de păcate, acolo avem vindecarea de boală. Vă îndemn, dar, dragi ascultători ai Evangheliei, haide să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute. Amin. De ce să tem oamenii în fața morții? Eu am vrut să am o altă predică și am intitulat-o Ce vezi când închizi ochii? În jocurile copilăriei noastre aveam practica asta. Închideam ochii să văd cât rezist. Și când mă loveam de primul obstacol, deschideam ochii. Rahela nu a deschis ochii de cât? De 4, de 5 ani. Mă întrebam adesea, oare ce-a văzut ea? Un orb care nu a văzut niciodată, nu-mi pot imagina ce are el în imaginația lui. Un copil care a văzut, care s-a raportat la mediul înconjurător, a văzut flori și păsărele, s-a văzut pe mama și l-a văzut pe tata. Când ochii s-au închis, oare ce-a rămas în memoria ei? Dar aș vrea să vorbesc de o altă închidere a ochilor. Spun a cei care au participat la muribunzi, care au plecat din lumea asta, vorbesc chiar de frica morții și cu asta închei, oamenii au atitudini diferite. Unii pleacă zâmbind. Fratele Jean Axinte, care l-am cunoscut bine eu și mulți din voi, era întins pe pat, o mers frate să-l viziteze, și că frate, ce mai faci? O cânta și el a spus, măi, fratelor, eu trebuie să plec. Uite, vedeți voi tânărul ăsta, de două zile stă lângă mine, dar acum mi-a spus să plecăm. O închis ochii și plin de bucurie, o plecat din lumea asta. După ce a murit fratele Simeonuc, la 3-4 zile am fost acolo. Îmi spunea sora Lidia, măi, ne-au adunat toți cu ei. Am stat de vorbă, am cântat, ne-au sfătuit. La un moment dat, fața lui s-a luminat dintr-o dată, așa ca ceva strălucitor. O zâmbind, se uita în sus zâmbind și o dat drumul pe pat și o murit. Așa mor oameni neprihăniți, fără frica morții de care ni se vorbea nouă acasă. Oamenii ăștia au scăpat de teama morții. Iar alții, spune Biblia că săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Păi când vin îngerii după tine, n-ai de ce să te temi, n-ai de ce să te spați, n-ai de ce să fii, pleci plin de bucurie. Și avem exemplu atâtor frați, înaintașa noștri, care au plecat cuzându-l pe buză, iar alții au plecat crispați, strigând după ajutor, nu mă lăsați, mă duc în întuneric, vai de mine. Eu vă întreb și cu asta spun amin, dacă mori în seara aceasta, cine vine după tine? Cum vei arăta tu un clip a morții? Când închizi ochii, ce vezi? Sub ploaia de pietre, Ștefan cu ochii închiși numai și o pironit în sus. Văd cerul deschis și pe Fiul Dumnezeu la dreapta Lui. Ce voi vedea eu când mor? Ce vei vedea tu când mori? Dar ca să scăpăm de frica morții, doresc ca Dumnezeu să ne dea hotărârea și puterea ca să ne pocăim.
Prin pocăință scăpăm de frica morții și așteptăm cu bucurie întâlnirea cu cei dragi. Către voi mă îndrept, părinți, mă îndrept, frățiori, Domnul să vă binecuvinteze. Eu cred că Rahela s-a dus acolo unde Dumnezeu i-a pregătit un loc. Și cum spuneam aseară, spun și astăzi, ne străduim, ne luptăm, ne silim ca să ne întâlnim și noi cu cei dragi ai noștri și cu Domnul. Amin. Amin.